în ceasul vechi, când oamenii m-au părăsit, ai migrat, ai întâlnit. Înalță, Doamne, căci tu n-ai lăsat pe vrăj mari să rădăm și mai ascultam. Mi-ai întâlnit pasul și mai vindecat. Vreau să ne ridicăm în picioare în această zi de sabat, în această zi binecuvântată de Domnul și să deschidem cuvântul în Evanghelia după Luca în această zi de la capitolul 13, versetul 22 la 30. Vom avea ca text, să spunem așa, pentru învățătură, căutați ușa cea strâmtă. Căutați ușa cea strâmtă. Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetul 22 la 30. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Și cineva i-a zis, Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El i-a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți.
Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de lege. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, pe Isaac, pe Iacov, pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit, de la apus, de la miază noapte, de la miază zi, vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei ce, de pe urmă care vor fi cei din tâi și unii sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. Amin. Ocupați locurile. În primul rând îi mulțumim Domnului pentru minunatul har, îmi spun de fiecare dată, pe care El ne-l dăruiește în fiecare săptămână, că ne pune la dispoziție sabatul. Adică este ziua șaptea binecuvântată de Domnul, El ne-o pune la dispoziție ca să facă un semn, așa cum spune în cartea lui Ezechiel. Sabatul este un semn între om și Dumnezeu, prin poruncă. Binecuvântat să-i fie numele. Și mulțumim Domnului că ne-a pus și nouă la dispoziție ziua aceasta, a șaptea, sabatul Domnului, ca să putem să mai ne oprim și noi din alergarea aceasta pământească, zice, și boul tău, și roaba ta, și orice lucru ce tu ai în casa ta, orice animal, și robul tău, și toate lucrurile să se odihnească și să se oprească din alergarea lor, ca așa spune Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Și mulțumim Domnului că a pus în inimile noastre această poruncă. Ca să ne oprim din alergarea noastră, să ne aducem aminte că El este Creatorul nostru, să ne aducem aminte că El ne-a mântuit, El ne-a scos din robia păcatului, să ne aducem aminte de prețul plătit pentru păcatele noastre, dându-și pe singurul Său Fiu, pe Mesia, ca noi să fim răscumpărați, să fim oameni salvați, oameni mântuiți și să ne aducem aminte că El încă ne mai iubește. Glorie Domnului! Și este un minunat lucru acesta. Să știi că ești în casa Domnului într-o zi ca aceasta, în liniște, în pace și poți să-I dăruiești, să-I dai slavă, mărire Domnului. Suntem apăsați, săptămâna aceasta, suntem apăsați de diferite evenimente care se întâmplă în jurul nostru și mulți oameni au tendința să predice, să vorbească, să abordeze oarecum religia sau credința sau predicarea folosindu-se de necazul altora. Astăzi o să vă împărtășesc câteva gânduri personale și nu trebuie să gândiți ca mine. Doar o să-mi spun punctul de vedere cu privire la unele lucruri și de fapt să-mi spun și ceea ce spune Biblia. Am auzit în această dimineață că Dumnezeu este veghetor. Amin? Zice lui, aduceți-mi aminte, nu lui Habacuc, Ieremia. Spune Domnul Ieremia, ce vezi, Ieremia? Păi zice, văd un veghetor. Bine, bine vezi. Să știi că eu veghez ca cuvântul meu să-l duc întotdeauna la îndeplinire. Amin? Dumnezeu este veghetor în totul și în toate. Și când îmi merg lucrurile bine, și când îmi merg lucrurile rău, Dumnezeu le are toate sub control. Și cineva va zice, păi cum Dumnezeu îngăduiește ca să falimentez? Dumnezeu îngăduiește ca să mă depărtez de credință? Dumnezeu îngăduiește necazul, problema, lipsa, sărăcia în viața mea? Prin poruncă Dumnezeu știți că ne-a pus, în Deuteronom ne-a pus alegerea. Noi suntem oameni care putem să alegem. Să alegem și să hotărâm în viața noastră. Dumnezeu nu ne impune și nu ne obligă. Și Dumnezeu ne-a pus prin poruncă, zice, alege omule viața, alege credința, alege binecuvântarea, alege ascultarea ca să trăiești și să fii
binecuvântat. Amin. În puține cuvinte spune Dumnezeu, omule, păzește poruncile Domnului, că ele vor aduce fericire în casa ta. Și Domnul să ne ajute. În misiunea pe care Mântuitorul nostru a avut la Ierusalim, Evanghelistul Luca ne arată o întâmplare, ca și multe altele de fapt. Și primul cuvânt pe care, sau primul verset pe care l-a scris aici în capitolul 13, versetul 22, spune că Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Când era în Galileea, când era în Betleem, când era în Ierusalim și când era în Capernaum, el numai atât călătorea. Și era și în stânga și în dreapta, pentru că oarecum avea ca să facă de cunoscut fiilor lui Israel împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și așa cum trăim și noi în zilele noastre, și noi parcă de multe ori vedem unele lucruri și unele evenimente că se întâmplă în fața noastră și ne facem întrebări. Cineva, nu ne dă nume, zice, i-a pus următoarea întrebare. Și este o întrebare vitală, dacă vreți, pe care ar trebui să ne facem și noi. Zice, cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Deci, facem și noi de multe ori. Doamne, dar oare Biserica Adventistă va fi mântuită? Oare Biserica Baptistă va fi mântuită? Oare Pentecostalii vor fi mântuiți? Oare apostolicii de ziua șaptea vor fi mântuiți? Catolicii vor fi mântuiți? Ortodoxii vor fi mântuiți? Și putem să lista continuă? Ne facem astfel de întrebări. Eu îmi fac de multe ori. Îmi fac de multe ori întrebări. Doamne, dar cu aceștia ce va fi? Doamne, dar ei vor fi mântuiți? Vor fi salvați? Și aceeași întrebare îi adresează cineva Domnului Iisus. Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Adică sunt mulți, sunt puțini, nu știm. Dar știm că Domnul Iisus are un răspuns direct. Și nu-i spune că, vedeți că din seminția lui Dan vor fi mântuiți 100.000 sau din Pentecostal 10.000 sau din Adventiști 50.000, nu-i spune. Nu judecă în direcția aceea cum am judecat noi. Și Domnul dă un răspuns clar. Zice în felul următor. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Deci ce putem noi să învățăm din această explicația Mântuitorului. Zice, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strântă. Și prima întrebare pe care ar trebui să ne facem, Doamne, dar care este ușa aceea strântă? Sau ce este? Sau cine este ușa aceea strântă? Amin. Evanghelia după Ioan, într-adevăr, spune Mântuitorul, spune, zice că eu sunt ușa oilor. Eu sunt ușa, spune Mântuitorul. Hai să spunem mai pe înțelesul nostru. Eu sunt ușa cea strântă, dacă vreți. Pentru că zice că toți cei care au venit înainte de mine n-au intrat pe această ușă în staul lui, ci au și intrat prin altă parte și eu numit cum? Hoț și tălhar. Ei, în sfârșit că Domnul Iisus spune, zice, cine intră prin această ușă, zice, eu voi intra la el, voi cina cu el, mă voi bucura, mă voi descoperi lui și îl voi binecuvânta și voi cina cu el la masă. Și mai mult ca atât avem în făgăduințele acestea, zice, că în împărăția lui Dumnezeu vom sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, glorie Domnului. Avem făgăduințe minunate. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Însă,
avem un risc mare. Că noi suntem oarecum preocupați. Noi ne îngrijim oarecum de alții. Ne îngrijim de ce fac cei din jurul nostru și nu ne orientăm spre pe calea credinței pe care mergem noi. Cum zice, neboiți-vă, zice Domnul Iisus, ca să intrați pe această ușă. Pe de altă parte, în o altă învățătură, spune Domnul Iisus că ușa e îngustă, poarta e îngustă, ușa e strâmtă și ce se întâmplă cu direcția aceasta? Că intră puțin pe ea. În schimb, există, se vede că există o ușă largă, o poartă mare, o cale largă și zice că mulți intră pe ea. Acum, întrebarea care aș vrea să o fac în această dimineață, Domnul Iisus o zice, voi nevoiți-vă să intrați pe ea. De ce? Spunea fratele Marco din textul din Ezechiel că omului Dumnezeu a fost pus ca profet peste Israel ca să aducă o lumină în ceea ce privește păcatul și neprihănirea. Adică o lumină în mijlocul oamenilor să-i facă pe oameni să înțeleagă că Dumnezeu este cel drept, că Dumnezeu judecă și Dumnezeu nu privește la fața omului atunci când el ia o altă direcție. Și apoi spune în altă parte că Dumnezeu nu face nimic înainte ca să înștiințeze pe robii săi. Și pe Ezechiel îl pune ca să fie profet peste Israel și să spună, băi, zice, când un om va păcătui în mijlocul poporului, tu trebuie să-l avertizezi, pentru că ca și păstor, ca și proroc, ca și păzitor al turmei Domnului, al casei Domnului sau a casei lui Israel, tu ești responsabil pentru oiță. Și îl pune Dumnezeu păzitor peste casa lui Israel. Întrebarea mea este, mai are Domnul păzitori peste turmă în vremurile de astăzi? Mai are Domnul veghiatori peste casa Lui, peste adunarea Lui în vremurile în care noi trăim? Întrebarea mea este, ascultă oamenii de veghiatorii Domnului, de cei care împărtășesc cuvântul și aduc o lumină a cuvântului Domnului, ascultă oamenii de acești veghiatori, de acești păzitori? Un lucru important. Dacă vei spune cuvântul meu, îi spune Domnului Ezechiel, dacă vei spune celui păcătos că a greșit și el se va întoarce, să zicem așa, se va pocăi, se va smeri, zice, voi salva sufletul. Dacă nu, voi pune în fața lui ce? Dacă omul păcătos nu se întoarce, voi pune în fața lui un laț, o piedică, o barieră și îl voi omorâ. Scrie așa. Nu au niciun amin. Poate că eu citesc din altă parte. Ezechiel, capitolul 3. Versetul 19. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui ce are, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Scrie așa. Amin? Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Deci Dumnezeu pune veghiatori și avem datoria ca să aducem întotdeauna, atunci când propovădim adevărul sau propovădim cuvântul, să vorbim din adevărul lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, și aș vrea să dăm o mare, să citim aceste importante cuvinte. În capitolul 5,
Și începe convorbirea, să spunem așa, pe munte, când, sau predica de pe munte ar fi, unde spune în felul următor, versetul 17, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile. Și până aici, Mântuitorul Mesia este un om al legii, amin? Așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar oricine le va păzi și va învăța să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerului. În altă traducere spune cam în felul următor, așa că oricine va strica una din cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, adică va învăța ca să nu păzească legea, că nu mai este nevoie, să nu păzească poruncile de fapt că le-a împlinit Domnul la cruce, să nu păzească cuvântul Domnului sau din cele 10 porunci pe care El le-a dat la Sinai, în altă traducere spune că omul ăla va fi aruncat în ghenă, adică va fi nimicit. Nu că va fi mic în împărăția lui Dumnezeu. Că nu știu cum se poate în împărăția lui Dumnezeu, neglijând legea Domnului, neglijând poruncile Domnului, neascultând, când Domnul Iisus zice, nicio slovă din iotă nu va trece. Și oricine va învăța pe oameni sau va strica una din aceste porunci, zice, va fi chemat mic în împărăția lui Dumnezeu. Călcarea de poruncă este păcat. Păcatul odată săvârșit duce la moarte. Și apoi zice Domnul Iisus că vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Așa că Domnul Iisus era un om al legii. Un om, un păzitor al legii și un împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Să zicem așa, este un om care a intrat pe ușa cea strâmtă, dacă vreți. Un om care a trăit din cuvântul lui Dumnezeu și a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, deși era Fiul lui Dumnezeu. El era ușa, dacă vreți. El era legea, El era porunca. Deci că aici este unul mai mare ca Solomon. În înțelepciune, în putere, în vorbire. Pentru că El era Fiul lui Dumnezeu, El era Hristosul, unsul, binecuvântat să fie numele Lui. Și El este Cel care ne-a adus salvare și care ne-a adus mântuire. Și în numele Lui, orice om este mântuit, este salvat. Însă Domnul Iisus îi spune, bă, voi nu vă uitați după cei din stânga și după cei din dreapta. Voi nu vă uitați să vă îngrijiți de alți oameni, ci nevoiți-vă ca să intrați pe această ușă strâmtă. Adică nu acolo unde merg toți oamenii la grămadă. Și voi încercați să vă faceți o direcție în viață, să vedeți, să găsiți calea îngustă, să găsiți poarta strâmtă, să găsiți ușa aceasta strâmtă, pentru că pe aceasta au mers prorocii. Pe aceasta să mergeți voi, le spune apostolii, pe această direcție să mergeți toți cei care doriți mântuirea. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Vă aduceți aminte în pilda din Matei 25 cu fecioarele chipzuite și cu cele nechipzuite. Zice că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa. Și Evanghelia după Matei, în 25, în pilda aceasta, vreau să dau ascultare la aceste cuvinte, spune cam în felul următor. Nu citesc toți, că știți. Versetul 10. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat în odaie de nuntă și au rămas ușa deschisă, așa-i? Adică cine sunt cei pregătiți? Zice, pe când au venit mirele, toți erau pregătiți, gata, întâmpinați, echipați pentru intrarea în odăița de nuntă, adică toți cei care au luat aminte la cuvântul Domnului, toți cei care au avut un de lemn în candelă, toți cei care au fost luminați de Duhul Sfânt,
toți cei care au avut o călăuzire divină în ceea ce privește cuvântul Domnului, porunca Domnului, legile Domnului. Și spune, zice, odată după aceasta au adus strigare, după ce au venit mirele, zice, au intrat toți cei care au fost pregătiți, au intrat în această odăiță și pac! Se închide ușa. Se închide ușa și vezi, Doamne, nu mai există nicio mașinărie, nicio chestie electronică ca să știe codul respectiv și să intre în aceea odăiță. Nu se mai poate. Dintr-o dată spune, s-a închis ușa. Punct. Dar zice că mai pe urmă au venit și celelalte și fiecare zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el drept le-a răspuns, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Și din textul nostru zice, da, versetul 26 pe care l-am citit. Atunci veți începe să ziceți, păi noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre și ai învățat pe norod. Noi te cunoaștem, în altă parte în Evanghelie după Matei spune, zice, dar n-am prorocit noi numele tău, dar n-am scos noi draci numele tău, n-am făcut noi multe minuni în numele tău, așa spune. Doamne, dar n-am crezut noi în tine că tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Știu, spune Domnul Iisus. Nu că zice știu, că nu zice așa, zice altcumva. Plecați de la mine că nu vă cunosc, nici nu-și aduce aminte de ceea ce au împărtășit ei din trecut. Dar de ce, zice, plecați de la mine că nu vă cunosc? Pentru că, zice, ați lucrat fără de lege. Zice, el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine toți lucrătorii fără de lege. Cine sunt ăia lucrători fără de lege? Cine sunt oamenii, religiile, credințele care, de fapt, nu vor să asculte de legea Domnului? Da, ceilalți din afară. Oare mulți sunt care măr pe calea mântuirii? Noi, curioși. De obicei, noi care oarecum deținem adevărul și zicem că numai noi deținem adevărul, noi mergem tot la alții să vedem ce fac alții. Sunt mulți care vor fi mântuiți? No, Doamne, vezi că noi suntem mulți. Noi suntem mulți. Uite câți adventiști sau câți apostolici de ziua șaptea suntem noi. Și noi toți vom merge în împărăție, noi toți vom sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacob. Spre nefericirea noastră, astăzi, Israelul trece printr-o mare durere, dar dacă Dumnezeu este Cel care guvernează toate lucrurile, dar dacă Dumnezeu există și cunoaște toate lucrurile, întrebarea mea este, o îngăduit Dumnezeu astfel de tragedie în Israel? Da sau nu? Iubim Israelul, iubim poporul Domnului, facem parte din Israel, urâm nelegiuirile, urâm astfel de gesturi. Însă, Ezechiel a vorbit așa, Dumnezeu a vorbit așa, când vei vedea pe cel rău că păcătuiește, tu să-l înștiințezi. Amin? Și dacă el ia aminte, va fi binecuvântat, și dacă nu ia aminte, nu ești responsabil, dar am să-i cruz viața. Cuvântul Domnului vorbește. Nu știu câți din predicatorii care îi numim așa predicatori, mari predicatori ai lumii acestea, vor spune ce vă zic eu astăzi. Probabil voi fi și acuzat pe undeva, dar vreau să zic că Dumnezeu din când în când se judecă cu noi. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu, în ziua când a fost tragedia aceasta, Dumnezeu s-a judecat cu Israel. Dumnezeu s-a mai judecat odată când n-au ascultat poporul Israel, n-au mers pe calea aceea îngustă, n-au intrat pe aceea ușiță care este coordonată și construită de Dumnezeu și au îngăduit la Babilon, au îngăduit la Nebucadnețar, au îngăduit la mai mulți împărați ca să-i facă una cu pământul, așa-i?
din pricina neascultării. Dumnezeu spune prin poruncă, păziți sabatele mele. Cum? Păziți sabatele mele, hai să citim Ezechiel 20. Ia auziți ce spune Ezechiel 20. Versetul 19. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Umblați întocmai după rânduierile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le. Nu numai tu, Israele, nu numai tu, Egiptule, nu numai tu, Arabia. Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor aceste lucruri. Sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știu că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Aleluia! Aceasta este una din poruncile pe care Dumnezeu îi le transmite acestui om ca să le ducă înapoi la popor și ne le spune și nouă astăzi și le spune tuturor celor credincioși și le spune tuturor oamenilor, nevoiți-vă să căutați, să intrați pe ușa cea strâmtă, nevoiți să căutați să păziți sabatul Domnului, nevoiți-vă să căutați să păziți poruncile Domnului, rânduielile Domnului, sărbătorile Domnului, ca astfel să veți perica cei din Israel. E dur ce spun. E dur, e greu. Astfel veți muri ca cei din Israel. De ce? Știți că s-a întâmplat nenorocirea în Israel? Pe ce dată? Pe ce dată? 6? Cât? 7 octombrie. Ce făceau tinerii aia, majoritatea oamenilor care erau acolo? Orice limbă, americani, italieni, români, englezi, izraelieni, toți erau acolo. Ce făceau? Ce zi era atunci? Era o zi de sabat. Era o zi a opta corturilor, din porunca Domnului. Era o zi și o țară pe care Dumnezeu a numit sfântă. Dumnezeu a binecuvântat țara lui Israel, a sfințit-o și a zis că îndepărtați neamurile și să nu vă uniți cu cei din afară, că voi trebuie să trăiți după porunca Domnului și vă voi binecuvânta. Pentru că țara, zice Domnului, a cui e țara aia? Este o țară a mea, zice, că eu v-am luat și v-am dus să locuiți în țara aceea ca să fiți oameni binecuvântați. Dacă credem că există un Dumnezeu, nu trebuie să credem că există un Dumnezeu care are pușcă, care are săgeată, care stă gata să ne omoare. Nu, pentru că Dumnezeu spune așa că e un Dumnezeu cum? Îndelung răbdător. Amin? Vau, și când ne-a iertat și pe noi. Și de câte ori meritam și noi să avem aceeași sfârșit ca oamenii aceia cu părere de rău. De câte ori am călcat și noi cuvântul Domnului și de câte ori ne-am împotrivit. Și totuși El s-a îndurat de noi. Îi mulțumim, Doamne. Mulțumim că totuși, uite, ai trecut cu vederea. Nu știu de ce. Poate că alții s-au rugat pentru noi și totuși te-ai îndurat de noi. Și întrebarea este, cum de nu te-ai îndurat de oamenii aceia? Spune cuvântul Domnului că dacă cel rău nu se întoarce și nu-și direcționează viața, îl va nimici. La ce să mă aștept? Atâta vreme cât îl sfidesc pe Dumnezeu. Avem o întâmplare în timpul Domnului Iisus, nu? Hai că citim. Hai că citim că e cel mai bun lucru. Așa, în Evanghelia după Luca, ia auziți ce se întâmplă aici. Tot așa, în vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galilieni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Știți ce s-a întâmplat acolo? Ce s-a întâmplat? Oamenii își aduceau probabil jertfe, oamenii făceau ceea ce trebuia, unii din credincioși din Israel și probabil că Pilat acolo s-a dus și o măcelărit. Nu? Întrebarea pe care ne-o facem noi și și-o face toată lumea, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta în Israel? Zice, știți ce s-a întâmplat cu unor galilieni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor? Ei, ce răspunde Domnul Iisus?
Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Lansez întrebarea, credeți voi că cei din Israel care au murit au fost mai păcătoși decât noi ăștia la alți? Da, noi am zis, oarecum, da măi, cum să nu vă dai seama, dar era ziua de sabat. Era zi de sărbătoare. Era o zi când ei trebuia normal unde să fie? Să fie în sinagogă, să fie în templu Domnului, să fie acolo să laude pe Domnul, să se bucure. Oarecum. Ei, Domnul Iisus zice așa, voi credeți că oamenii aia au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni? Întrebarea este, de ce n-au murit toți din Ierusalim sau din Israel? Credeți că o parte din Israel a fost mai sfântă și o altă parte mai păcătoasă? Sau să mergem în altă parte, la cutremur de pământ, în Italia, să nu vorbim cineva să zici că, băi, uite, omul ăsta e antisemit și omul are cumva cu Israel. Nu! Nu! Vrem să vedem lucrurile și să le spunem pe nume. Și de aici noi, ca să învățăm ceea ce spune Domnul Iisus, voi nevoiți-vă ca să căutați ușa și să intrați pe ușa, amin? Voi nevoiți-vă ca să trăiți după poruncă și după legea Domnului, să fiți oameni drepți, corecți, sfinți și să dați slavă lui Dumnezeu. Pentru că El este Creator și că de fapt am fost răscumpărați și a fost plătit un preț. Să credeți în Cel care a fost trimis ca să fie salvatorul lumii, adică în Mesia, mărit să fie numele Domnului. Nu, ceilalți galileeni n-au fost mai păcătoși decât ei. Eu vă spun, nu! Și dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și eu, și tu, și el, și ea. Ăsta e mesajul care aș vrea să-l învățăm în această dimineață. Dacă nu ne vom pocăi noi, ăștia care predicăm astăzi, dacă nu ne vom întoarce viața noastră, abaterele noastre, de la direcția greșită prin care trăim și prin care mergem și nu ne vom adânci privirea în legea Domnului. Și tânărul, cum o să zice în această dimineață, cum își va păstra tânărul curată cărare, frate Beni, că tu ai citit textul. Cum își va păstra tânărul curată cărarea? Îndreptându-și privirea spre legea Domnului, spre poruncile Domnului, spre cuvântul Domnului. Amin. Dar bătrânul sau omul de mijloc, cum își va păstra viața, o viață credincioasă? Nu îndreptându-și privirea spre cuvântul Domnului. Orice om evlavios să cheme numele Domnului și să păzească cuvântul Domnului, binecuvântat să fie el. Dacă nu spune Domnul Iisus, nu-i judecați pe ăia că au murit. Nu judecați chibuțul unde au murit copiii. Nu judecați necazurile și dezastrele care s-au făcut. Luați aminte că dacă eu nu mă pocăiesc astăzi, s-ar putea ca mâine să pățesc la fel. Și într-o altă prejurare mai vin alții la Domnul Iisus și zice versetul 4. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât. Credeți că au fost mai păcătoși decât ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Sigur a fost o întâmplare, un dezastru ce s-a întâmplat. Eu așa cred că s-a fi întâmplat. Un dezastru, ca și la Genova, cu 4-5 ani, dacă nu mă greșesc, nu știu cât au trecut. Când au trecut unii oameni și dintr-o dată podul acela s-a dus. S-a prăbușit și nu știu, 25-30 de oameni câți au murit. Nu știu dacă știți. Vă aduceți aminte, nu? Bun. Întrebarea mea este, credeți voi că oamenii ăia ce au murit acolo au fost mai păcătoși decât toți ceilalți? Nu. Nu putem să judecăm, nu putem să știm, nu ne arată Scriptura, dar Scriptura și ce mi-arată. De așa, îndreaptă degetul spre tine. Adică nu privi la cei 25, nu privi la cei 300, la cei din chibuz, nu privi la ăia, ci zice, dacă nu te pocăiești, și tu vei, și tu, soră și frate, vei păți la fel. Astăzi aș dori ca Bunul Dumnezeu
din aceste evenimente și din aceste întâmplări care se întâmplă pe mapamond, să luăm aminte și să spunem, în sfârșit, a venit momentul ca să facem ordine în viața noastră. Aleluia! A venit momentul ca să reflectăm pe ce cale suntem. Omenirea întreagă ar trebui să se oprească astăzi și să mediteze și să vadă care este legătura omenirii sau care este relația cu Dumnezeu. Nu. Unii din oameni, așa zis credincioși, astăzi fac predici. Astăzi fac afirmații și încep să lege profețiile. Că de fapt, sigur că Zaharia spune, zice, băi, se va întâmpla acum această profeție? Când zice, toate neamurile vor veni împotriva Ierusalimului? Nu știm. Nu știm. Vremurile nu sunt chiar ok. Vremurile toate ne arată că, de fapt, venirea Domnului este aproape. Vremurile arată că, oricum, direcția e acolo și Domnul este chiar la uși. Binecuvântat să fie numele. Și noi trebuie să fim gata, pregătiți pentru a-L întâmpina. Cum îl întâmpinăm? Ceartă, ură, hai să-i lăsăm pe aia din Israel. Domnul să aibă milă de ei, ne pare rău. Ne pare rău de copii. Ne pare rău de tot ce se întâmplă. Dar ai fi putut să faci ceva tu? Ați putut să faceți ceva? Niciunul nimic. Înseamnă că Domnul a îngăduit. A îngăduit aceste momente. Poate să-i aducă pe unii la pocăință. Poate să-i atragă pe unii, să le atragă atenția, vorbesc despre Israel, să le atragă atenția că încă mai este o vreme, mai este o vreme de har ca să-L recunoască pe Mesia ca fiul al lui Dumnezeu. Poate că Dumnezeu, încă o dată, zice, voi mai în Hagai, zice, voi mai clătina cerul încă o dată. Voi mai zgudui o dată tot pământul acesta, oamenii să știe, să înțeleagă că Eu sunt Dumnezeu. Și Dumnezeu poate că vrea să mai descopere fiilor lui Israel că El este Tatăl lor. Că El este vegheator, că El i-a dat o lege, că El i-a dat o poruncă. Și că ei au fost aleși ca să fie lumina popoarelor. Prin Cel care a fost trimis, prin Mesia, prin cuvântul Lui care avea să lumineze până la marginile lumii. Și noi, ca și niște martori, noi ca și niște copii, noi ca niște oameni răscumpărați, ar trebui să fim și noi aceia, să fim lumina lumii. Pentru că Hristos locuiește, Hristos cel înviat locuiește în viața noastră. Glorie Domnului! Și să fim oameni ai dreptății, oameni ai credinței, să nu fim oameni mincinoși, să nu fim oameni fățarnici, falși. Astea sunt lucruri deja slabe. Astea sunt lucruri aproape de nimic. Să eliminăm, să scoatem din viața noastră. Fratele Marco a citit textul din Romani. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, că cine iubește, iau cine iubește pe alții, ce se întâmplă? O păzit legea. Acum întrebarea mea este, ăștia care au venit cu puștile și cu avioanele alea lor, cu parașutele și cu armele și cu tot ce au venit, ei erau păzitori ai legii? Erau niște asasini. Erau niște oameni de nimic. Dumnezeu, avem într-un pasaj unde spune, zice, mă voi judeca cu Babilonul, mă voi judeca cu soldații ăștia, mă voi judeca cu oastea pe care am trimis-o împotriva Ierusalimului, pentru că au fost prea crudeli. Au fost prea răi. Dacă Dumnezeu i-a folosit ca instrument ca să nimicească Ierusalimul, ei s-au profitat de îngăduința lui Dumnezeu și spune că au luat copiii de la mame, dădeau cu ei de copaci
Dădeau cu ei de pământ, îi omorau, îi sugrumau. Așa de mult rău au făcut babilonienii când au nimicit Israelul. Și Dumnezeu zice, mă voi judeca eu cu tine, că eu nu ți-am dat porunca aceasta. Eu n-am spus să faci toate relele acestea. Așa de fapt cum se întâmplă într-un război. Auzi că merg prin sate, jefuiesc case, ucid bărbați, violentează femei, își bat joc de copii, de femei, de soții, de tineri, de bătrâni și fac tot felul de lucruri neîngăduite. Și Dumnezeu spune, am să mă judec eu cu tine, Babilon. Și așa a fost. Dumnezeu s-a judecat cu Babilonul, că nu a îngăduit ca această împărăție să tăine. Și Dumnezeu să judece și cu aceștia asasini. Că probabil a fost îngăduit oarecum o mică pagubă să aducă sau o mică trezire în Israel, în schimb au profitat și au făcut ceea ce poate Dumnezeu n-a îngăduit. Să ucidă și copii, să ucidă și mame și violente, femei violentate. Dumnezeu nu cred că a îngăduit așa ceva. Din toate acestea, Dumnezeu va fi judecătorul și a celor asasini, a tuturor. Dar până acolo, zice Domnul Iisus, nevoiți-vă să găsiți ușa cea strâmtă, așa ne spune cuvântul Domnului. Nevoiți-vă să găsiți ușa cea strâmtă. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară, veți începe să bateți la ușă. Și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns, el va zice, nu știu de unde sunteți. Versetul 28 zice așa, după ce el va spune că sunteți niște lucrători ai fără de lege. Adică când vorbim de lucrători ai fără de lege, ce înseamnă termenul ăsta? Fără de lege. Când termenul singur ne explică, oameni fără de o direcție, fără de o conduită, fără de o lege. În puține cuvinte am spus, am putea să spunem că sunt oameni fără de Dumnezeu, care fac ceea ce cred ei că e bine. Plecați de la mine, că voi întotdeauna ați fost lucrători ai fără de legi. Adică, nu ați păzit ceea ce eu am poruncit în cuvântul Domnului. Nu ați păzit sabatul Domnului, iubiții mei. Eu nu vreau să fiu dur, dar vreau să fiu realist. Vreau să fiu, adică văd lucrurile exact cum sunt. Vreau să știu că în ziua de sabat, păi noi n-avem ce să căutăm la discotecă. Păi unde e locul tău în ziua de sabat? Ai fost chemat într-o zi de sabat ca să împlinești porunca Domnului și să primești binecuvântări, nu? De ce venim la adunare? Nu credem că Dumnezeu ne binecuvintează într-o zi de sabat? Ba da! Dumnezeu prin cuvânt, prin cântări, prin poezii. Noi mergem de aici oameni binecuvântați. Poate că nu dăm valoarea care o avem sau care o ducem de aici. Că nu știm să apreciem ceea ce ducem noi de aici. Că suntem învățați cu aceste binecuvântări. În schimb să-i mulțumim Domnului că suntem sănătoși. Suntem în pace, suntem în liniște și nu ducem lipsă de nimic. Doar de bunătatea lui Dumnezeu să o rugăm ca să rămână peste noi și să ne păzească, să ne ocrotească de accidente, de necazuri, de cutremure. Acestea sunt binecuvântările de sus pe care Dumnezeu ne le dă în fiecare zi și pe care parcă, oarecum, noi nu le simțim. Dar în fiecare dimineață ai trebuit să-i mulțumim Domnului pentru ce avem. Amin? Să spunem, Doamne Dumnezeule, ale Tale sunt. Mi-ai dăruit viață, m-am trezit de nașterutul paturilor și uite, sunt în viață, sunt sănătos și să-ți mulțumesc pentru colațiune, să-ți mulțumesc pentru cornet, să-ți mulțumesc că mi-ai dat izbândă la școală, la examene, să-ți mulțumesc, frate Denis, că am făcut 18 ani, Domnul să te binecuvinteze și să-ți mulțumesc că m-ai păstrat în viață și nu sunt într-o sedia rotele. Cu timp în urmă, mulți ani în urmă, am văzut un copil aici, poate 25 de ani în urmă, era un om bine bogat și dintr-o dată apare unul cu sedia rotele și spune că ăsta e copilul lui. N-am putut să cred așa ceva, cum adică omul ăsta bogat să aibă un copil în sedia rotele. Ei, aia a fost gândirea mea, totuși era posibil. Că a avut un accident de motorin și a rămas în sedia rotele, per sempre. Per sempre. Nu l-a salvat nimeni.
și nu te salvează nimeni. Putem să-i mulțumim Domnului, să ne nevoim să găsim calea aceea îngustă, să ne nevoim să intrăm pe această ușă, spune eu, spune Domnul Iisus, eu sunt ușa oilor, eu sunt păstorul cel bun, eu sunt păstorul care vă conduc spre limanul verzi. Eu sunt păstorul care am avut de grijă de sabat, am avut de grijă de sărbători, la sărbătoarea corturilor, Mântuitorul e la Ierusalim. La sărbătoarea corturilor, Israel trebuie să fie în casa Domnului și să laude pe Domnul și să sărbătorească ultima zi, a 8-a, după cele 7 zile de corturi, să sărbătorească mulțumindu-i celui preanalt pentru binecuvântări și pentru tot ceea ce ne-a dăruit. Astăzi aș vrea să mergem de aici cu învățătura aceasta, zice, căutați ușa cea strâmtă, să căutăm, să luăm exemplu de la Cel care a fost Mântuitorul lumii, adică de la Mântuitorul nostru, de la Domnul Iisus. Spune Apostolul Pavel, spune, zice, de fapt să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio măsurisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi ea, cuprins sabatul, dacă vreți, cuprins sărbătorile, cuprins hrana curată și aia necurată, este o poruncă și ele, sunt porunci. Orice altă poruncă, spune Apostolul Pavel, ar putea să fie ea, poate fi și se cuprinde în porunca aceasta, adică să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Dragostea, zice, nu face rău aproapelui său și dragostea, deci, este ce? Împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm, dar de faptul întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. România, Italia, Gherța, Turți, America, Europa întreagă, zice, noaptea aproape a trecut, să ne îmbrăcăm și să ne armăm cu armele luminii, adică cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt lumina lumii, spunea Mântuitorul. Dacă o țară unde va fi necaz, dacă străinul care va veni să se roage, zice că tu din ceruri să-l asculți, Doamne. Dar dacă o țară nu vrea să se întoarcă la Dumnezeu, ne va asculta Dumnezeu? Dacă un popor nu vrea să-i ia slavă, cinstea de tată, s-ar putea să se numească, să se numească el tatăl lor? Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii, în fapte de rușine, nu în certuri, în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea voastră pământească ca să-i treziți poftele. Ziarele spun că nu știu câte mii de tineri erau acolo. Ce făceau tinerii ăștia? Se distrau la maxim în bucuria lor. Nimeni nu-i condamnă. N-am auzit unul până acum. Bine ar fi măcar să fiu unul, că aș fi primul eu care aș fi pus poate în cartea recordurilor. Nimeni nu a condamnat aceste poziții. Însă este unul care condamnă. Dumnezeu și pe ei și pe noi. În ziua de sabat Dumnezeu ne-a dat poruncă ca să fim în casa Domnului. În ziua de sărbătoare Dumnezeu ne-a dat poruncă ca să fim la Ierusalim și să ascultăm de porunca Domnului. Cum căutăm noi ușa cea strântă? Sau zice, cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după legea Domnului? Dar dacă tu o iei pe cale largă și pe poartă largă, îți mai țintești privirile la legea Domnului? Nu. Astăzi aș dori ca să facem așa cum spune cuvântul Domnului, să ne îmbrăcăm cu armele luminii, să ne îmbrăcăm cu o dragoste frățească, să iubim în continuare, să iubim Ierusalim, să iubim Israel, să iubim pe toți copiii Domnului, de fapt, nu numai atâta zice cuvântul, zice să iubiți pe toți oamenii și pe vrăjmașii voștri, dacă puteți, dar să iubiți pe toți oamenii, să avem o dragoste adevărată,
că dragostea adevărată e din Dumnezeu. Astfel, în felul acesta făcând, vom omorî poftele noastre firii pământești. Vom omorî ceea ce dorește firea aceasta, distracție la maxim, droguri, alcool, muzică, curvie, beție, tot felul de lucruri dorește firea aceasta pământească. Noi însă să știm că suntem oameni răscumpărați. Amin? Noi avem un nume. În noi Dumnezeu a pus o arvună, a pus Duhul Său cel Sfânt, ceva din Dumnezeu. În noi, în oamenii care L-au cunoscut pe Dumnezeu. Și oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu fac voia lui Dumnezeu. Amin? Oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu ascultă de legea Domnului, ascultă de poruncile Domnului și nu se împotrivesc. Și Dumnezeu îi se descoperă și Dumnezeu este cu el și îl îmbracă cu înțelepciune și cu putere. În această zi de sabat aș dori ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care doresc dreptate. Bunul Dumnezeu să îndure și de cei care încă n-au înțeles și n-au avut oportunitatea să înțeleagă adevărul lui Dumnezeu, că trebuie să se întoarcă la El, să-și îndrepte privirea spre legea Domnului, să nu-i mai auzi pe oameni să zică Domnul a pironit legea la cruce prin Domnul Iisus, mâncărurile toate sunt curate pentru că Petru i-a zis taie și mănâncă pietre, că ce-o curăție Dumnezeu, tu să nu numești spurcat. Și ia că așa, oamenii fac din legea Domnului, o interpretează cum doresc ei. Dumnezeu spune că eu sunt sfânt, sfânt, sfânt. Ceea ce o binecuvântat Dumnezeu rămâne binecuvântat în veci. Ceea ce o sfințit Dumnezeu rămâne sfințit și omul nu poate să desfințeze. De aceea, legea Domnului, spune Apostolul Pavel, este dreaptă, bună și sfântă. Domnul să dea înțelepciune tuturor și să înceapă de la noi, care suntem cei mai păcătoși, care avem nevoie de multă pocăință, avem nevoie de multă învățătură ca să ne îndreptăm, să trăim în pace, să nu trăim în beții, în curvii, în prostii, în măgării, în droguri și tot ceea ce se întâmplă, și să trăim, să fim fii ai luminii. Și să auzim de la școală, să auzim în sfârșit, uite, băi, aveți niște băieți lumină, niște băieți de notă 10. Aveți niște fete care au o conduită de notă 10. De fapt, să se vadă cu adevărat că sunt copii diferiți. Și Dumnezeu să binecuvinteze familia noastră, familiile noastre, comunitatea noastră, frățietatea noastră de pretutinde și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți din întreaga lume. Iar cu privire la vremurile care vor veni, Scriptura trebuie să ducă la îndeplinire. Ori acum, ori mai târziu, lucrurile trebuie să se împlinească la vremea hotărâtă de Dumnezeu și noi avem un singur scop, să ne pocăim, să ne smerim și să propovăduim cuvântul care este adevărul lui Dumnezeu și să-L propovăduim pe Mesia, prin care noi am fost răscumpărați și am fost mântuiți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin.